spune bună dimineața, pace, bine ați venit împreună cu noi la timpul de închinare. Vă invităm și vă poftim să luați cele mai bune locuri. Întotdeauna cele mai bune locuri sunt locurile din tâi. Vom ocupa sala mare, iar mai apoi vom lua locurile de sus, pentru cei ce nu mai au loc aici jos, pentru închinare. Haideți să ne pregătim în această dimineață, să întâmpinăm pe Domnul, să onorăm pe Domnul, să celebrăm pe Domnul. Haideți să ne pregătim să sărbătorim. Este ultima duminică din anul acesta și dacă ar fi să concentrăm astăzi toate motivele noastre de mulțumire pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, ar trebui să fie o laudă necurmată, necontenită și exuberantă în prezența Domnului, amin? Din pricina faptului că El este vrenic să primească mulțumirea noastră, adorarea noastră, lauda noastră, din pricina lucrurilor care le-a făcut în viața noastră, doar anul acesta, poate doar săptămâna aceasta, cine a avut experiențe cu Domnul anul acesta? Cine a experimentat puterea lui Dumnezeu, eliberarea lui Dumnezeu, vindecarea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, iertare, restaurarea, câte lucruri am experimentat noi din partea lui Dumnezeu anul acesta, un an al îndurării lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți, iubită biserică, biserica lui Hristos, să sărbătorim, să celebrăm pe Domnul nostru. Vă invit să vă ridicați în picioare împreună cu noi și împreună cu echipa de laudă și închinare care ne va sluji astăzi și haideți să venim cu o rugăciune a mulțumirii, să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a însemnat Dumnezeu pentru noi anul acesta și mai apoi să-L celebrăm, să-L onorăm, să-L binecuvântăm pe Domnul. Haideți să o facem aceasta în plan personal. Fiecare dintre noi este dator Domnului să se închine, să-I mulțumească, să-L laude, să-L glorifice și închinarea corporativă este suma închinării fiecăruia personal înaintea lui Dumnezeu. Fiecare, haideți să ne conectăm, fiecare în dreptul nostru, să binecuvântăm pe Domnul, să onorăm numele Lui și mai apoi, celebrativ, cu toată adunarea, vom lăuda și vom binecuvânta pe Domnul. Haideți să ne rugăm cu toții! Doamne, să mulțumim în această dimineață pentru că Tu ți-ai revărsat harul și îndurarea peste noi. Să mulțumim în această dimineață, Doamne, pentru că
avem azi viață, doar prin tine noi trăim. Duh Sfânt, umple-ne tu astăzi, cu tine să biruim. Doar prin tine avem azi viață, doar prin tine noi trăim. Duh Sfânt, umple-ne tu astăzi, cu tine, doar prin tine. Doar prin tine avem azi viață, doar prin tine noi trăim. Duh Sfânt, umple-ne tu astăzi, cu tine să biruim. Doar tu ești Domnul, doar tu ești Sfânt. Și de aceea azi venim în numele tău să slăvim, căci tu ești Sfânt. Calea către viață și nu mă pot opri să-ți cânt. Tată, nimenui ca tine, nici în cer, nici pe pământ. Tu ești calea către viață și nu mă pot opri să-ți cânt. Doar tu ești Domnul, doar tu ești Sfânt. Și de aceea declară sfințenia lui peste acest loc. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ești sfânt, tu ești sfânt. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ești sfânt, tu ești sfânt. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt. Tu ești sfânt. Tu ești sfânt, sfânt, sfânt.
adânc. Toate valurile și tălazurile tale dau peste mine. Credem că Dumnezeu vrea să umple paharele noastre, cum zice Psalmul 23. Paharul meu este plin de tău peste el. Amin. Așa că haide să cerem plinătate și să lăsăm ca râul lui să curgă în locul ăsta, să curgă val după val. Amin. Prezența lui să curgă din belșug peste amin, noi, Duhul lui să ne umple, să fim plini, să dăm peste. Amin.
Este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc
robilor libertatea în Dumnezeu și prinșilor de război izbăvirea Domnului. Să vestesc un an de îndurare a Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe toți cei întristați. Să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă. Un unde lemn de bucurie în locul plânsului. O haină de laudă în locul unui duh mâhnit. Ca să fie numit sterebința neprihănirii ai Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Duhul Domnului este peste mine. Și El m-a uns să aduc o veste bună. O veste bună întregii lumi. Să aduc mângâiere în locul întristării. Să dau o haină de laudă. O haină de laudă. O haină de laudă. În locul unui duh mâhnit. Un undelem de bucurie în locul plânsului. Asta este lucrarea pe care Hristos a venit să o facă pe pământ. Scumpilor, aici în pasajul ăsta este un transfer pe care fiecare dintre oameni trebuie să-l facă înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să primești o haină de laudă până când nu alegi să primești o haină de laudă. În locul unui duh mâhnit în care ești, tu trebuie să alegi. Se cere Dumnezeu să spui: Doamne, vreau o haină de laudă, vreau să mă dezbrac de mâhnirea mea. Un undelem de veselie în locul plânsului. Trebuie să alegi acest lucru. Și sincer simt că în dimineața asta Dumnezeu vrea să rupă ceva de peste ființele noastre. Vrei să intrăm într-un loc al laudei, într-un loc al bucuriei, în locul plânsului. O, vrei să ne dezbrăcăm de hainele plânsului, de Duhul mâhnit care este peste națiunea română, care este peste viețile noastre. Vrem o haină laudei, o haină laudei, o haină laudei, o haină laudei, o haină laudei. Sincer, mesajul profetei pe care Dumnezeu mi l-a pus pentru 2013, asta voi predica mâine seară. Dumnezeu va aduce un undelem de veselie în poporul său. Dumnezeu va aduce acel vin nou în națiunea română. În 2013 ne vom pregăti pentru un vin nou care va veni în biserica lui. Scumpilor, vinul nou este un vin al bucuriei, al veseliei, pentru că bucuria Domnului este tăria poporului său. Pavel a avut această bucurie, credeți-mă, Pavel a dansat înaintea Domnului. Dragilor, Pavel era evreu, trebuie să ieșim din lucrurile în care suntem, în națiunea noastră, în teologiile astea false. Pavel era evreu, se bucura înaintea lui Dumnezeu, pentru că la orice sărbătoare a scris: când vii înaintea mea să te înfățișezi cu bucurie. Ai citit Deuteronom 16? Spune: nimeni să nu se înfățișeze înaintea Domnului fără veselie în inimă. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al veseliei, nu un Dumnezeu al mâhnirii. El spune: sunt nespus de vesel în inima mea pentru poporul meu. Nespus de vesel pentru poporul meu în inima mea. Nespus de vesel, nespus de vesel. Sefania 3:17 spune lucrul ăsta. Poate nevoie să auzi din nou ce spune Sefania 3:17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie. Poți să te imaginezi pe Dumnezeu că se bucură de tine cu o mare bucurie. Și Dumnezeu exaltă când se uită la fiii săi, se bucură de ei cu o mare bucurie. Va tăcea în dragostea lui. De ce înseamnă Dumnezeu să tacă în dragostea lui? Înseamnă că atunci când tu meri judecata, Dumnezeu spune: aștept. Aștept, n-o trimit. Dragul, dacă Dumnezeu ne-ar pedepsi la fiecare lucru pe care l-am face, dacă Dumnezeu n-ar tăcea în dragostea lui atunci când tu meriți altceva, ar fi rău de noi. Dar Dumnezeu tace în dragostea lui. Tace și așteaptă. Așteaptă. Va tăcea în dragostea lui și nu va putea, nu va mai putea de veselie pentru tine. Nu va mai putea de veselie pentru tine. Inima lui Dumnezeu este un vulcan al bucuriei, dragilor. Nu un vulcan al judecății, nu un vulcan al mâniei, ci un vulcan al veseliei, al bucuriei pentru sfinții săi. Și noi trebuie să ne privim pe noi înșine așa cum ne privește El. Pavel și Cusile erau în lanțuri
Și nu cântau cântările alea: Doamne, unde ești? Ajută-mă, izbăvește-mă. Doamne, m-ai părăsit. Doamne, sunt Ivai și amar de mine. Nu, Pavel și Sila cântau cântări de laudă. Și când cânti cântările de laudă, atunci vin îngerii lui Dumnezeu și aduc izbăvirea. Din fundul adâncului am strigat către Domnul și El m-a izbăvit. De acolo, dragilor, de acolo am strigat, acolo L-am lăudat, acolo L-am înălțat și acolo El a venit să mă izbăvească. Acolo, din fundul, din fundul, din fundul mocirilei am strigat către Domnul, am început să laud. Și vă spun, când România va începe să laude pe Dumnezeu, Dumnezeu va duce izbăvirea Lui. Când vom rupe, pur și simplu, religiozitatele peste noi, Dumnezeu va duce izbăvirea Lui, puterea Lui peste națiunea asta. Scumpilor, vă spun, vremea religiozității acestei națiuni se termină, vă spun, se termină. Pentru că Dumnezeu va unge robii săi cu un undelemn de veselie și vă spun, în ziua cincizecimii, să nu aveți impresia că toți au stat așa ca sfinții înaintea Domnului și au așteptat, dragilor, când a venit Duhul Sfânt peste ei, arătau ca niște oameni beți. Înțelegeți? Arătau ca niște oameni beți. Când a venit Duhul Sfânt peste ei, au început să se bucure în Dumnezeu ca niște nebuni. Înțelegeți? Pentru că puterea Duhului Sfânt a venit peste ființele lor. Și nu le-a mai păsat ce se întâmplă în jurul lor, nu le-a mai păsat că, vai de mine, din punct de vedere teologic, trebuie să stăm ca niște sfinți înaintea Domnului. Dragilor, s-au bucurat în Dumnezeu pentru că a venit acea revărsare care a schimbat națiuni prin ei. A schimbat națiuni prin ei. A venit acea putere, acea ungere de la Dumnezeu care nu i-a mai lăsat în tiparele lor, ci au ieșit din tiparele lor și au umblat în puterea lui Dumnezeu și în slava Lui. În puterea lui Dumnezeu și în slava Lui. Aștept acea revărsare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și am toată încredințarea că Dumnezeu o va face. Eu nu știu, este o imagine care o am în inima mea și v-am mai spus-o și eu cred că se va întâmpla. Chiar în biserica ortodoxă, când preoții vor fi între tindă și altar, Duhul Sfânt va veni peste ei și când vor ieși de acolo din altarul ăla, vor arăta cu totul altceva și oamenii se vor uita: Oleu, ce se întâmplă cu preotul nostru? Va fi o atingere a Duhului Sfânt peste religiozitate, dragilor. Va fi o atingere a Duhului Sfânt. El vine acolo unde oamenii simt lucrurile religioase și toarnă unde lemnul lui nou și toarnă vinul nou. Din pricina asta Iisus Hristos a dus și a sus acolo la vasele alea unde ei merg și se spală pe mâini și se curățesc. Alea vreau să le umplu cu vinul meu nou. Religiozitatea se va schimba, vă spun, în România. Vedeți, din ce în ce mai multe biserici iasă, pur și simplu iasă din acest sistem religios. Din ce în ce mai multe biserici iasă din sistemul religios în România și în 2013 va fi o explozie acest lucru. Mai multe vor ieși, mai multe, mai multe, pentru că biserica lui Iisus Hristos nu poate fi încorsetată, dragilor. Biserica lui Iisus Hristos nu poate fi încorsetată în metode omenești. Biserica lui Iisus Hristos întotdeauna a trăit în libertate, dragilor. Biserica lui Iisus Hristos nu poate rămâne în sistemele religioase ale acestei lumi. El va aduce acest undelemn al veseliei. Și cred că Iisus vrea să ne schimbăm. Iisus vrea să ne schimbăm, dragilor, chiar și imaginea pe care o avem legat de El. Știți ce spune cuvântul Dumnezeu despre Iisus? Două pasaje spun despre El. Că a fost uns cu un undelemn de veselie mai mult decât toți tovarășii săi. A fost uns cu un undelemn de veselie mai mult decât toți tovarășii săi. Eu cred că la sărbătorile evreiești Iisus Hristos arăta foarte diferit de cum vi-l imaginați voi. Vă spun. Pentru că în contextul evreiesc era ceva foarte normal să danseze înaintea Domnului, să se bucure înaintea Lui. Și mai mult, chiar și mari teologi au o mare problemă cu Proverbe, capitol 8. Că nu știu cum să interpreteze cine este înțelepciunea. Uneori, când le convine, spun că este Iisus Hristos, dar după aceea își dau seama că înțelepciunea dansa pe rotocolul pământului. Și atunci majoritatea teologilor, cu toate că toți știu că e o imagine a lui Iisus Hristos, înțelepciunea din Proverbe 8, au schimbat-o și înțelepciunea este cineva foarte necunoscut. Înțelegeți?
Dar acolo, înțelepciunea nu este un concept, ci este o persoană. Pentru că înțelepciunea dansează. Înțelegeți? Nu este un concept, este o persoană. Este foarte interesant. Cum vin oamenii să distorsioneze tot felul de lucruri, ca să avem niște, știu eu, niște cârje pe care să ne punem și să spunem, a, Iisus Hristos a venit și a fost așa foarte pios, dragilor, Iisus Hristos s-a bucurat în Dumnezeul Lui. Și vă spun, bucuria Domnului a fost tăria Lui. Din pricina se spune că a fost uns cu un de lemn de veselie mai presus decât toți tovarășii săi. Și dacă, asta sincer așa mă disperă când aud pe oameni că ei se bucură, dar înăuntru lor. De ce când mergi pe stadion nu te bucuri doar înăuntru tău? De ce dacă se întâmplă ceva în familia ta, dintr-o dată, pe fața ta nu... Când se întâmplă ceva extraordinar în familia ta, se vede clar pe fața ta. În biserică nu se vede, te bucuri lăuntric. De ce este așa? Pentru că trăim o minciună, de fapt nu ne bucurăm în Dumnezeu. De fapt nu prețuim. Dragilor, până când nu prețuim ceva cu adevărat, nu putem să celebrăm cu adevărat. Mă auziți? Până când nu prețuim ceva cu adevărat, nu putem să celebrăm cu adevărat. Cine îl prețuiește pe Iisus, îl va celebra pe Iisus. Se va bucura de Iisus. Îl va înălța pe Iisus. Îl va glorifica pe Iisus. Se va bucura de El. Cine se poate bucura de Fiul lui Dumnezeu, de ceea ce El a făcut, de lucrarea Lui? Cine are bucuria mântuirii în casa Domnului? Bucuria mântuirii trebuie să fie în casa Domnului, dragilor. Bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Doamne, Dumnezeul meu. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii să mă pot bucura înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși acea bucurie care se exaltă în inima mea. Poate ești într-un loc în care nu mai ai bucurie. Poate ești într-un loc în care ești închis în sistemele religioase acestei lumi. Domnul vrea să te bucuri de mântuirea care ai primit-o. Te bucurează. Te bucurează mântuirea care ți-a dat-o Domnul în dar. Oh, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, Dumnezeul meu. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Vedeți, este un lucru în cuvântul lui Dumnezeu. Când David și-a dat seama că și-a pierdut bucuria mântuirii din pricina păcatului său, David spune, dă-mi iarăși bucuria mântuirii, în contextul în care a păcătuit cu Bateșeba. Și era, oricând păcătuiești, spun, este apăsare peste inima ta. O inimă apăsată nu se poate bucura. De-aia spune, în locul unui duh mâhnit, trebuie să-ți dea el o haină de laudă. De-aia spune, în locul plânsului, trebuie să-ți dea un lemn de veselie. Un spirit apăsat nu se poate bucura. Și David era apăsat de păcatul lui. Dar David nu stă așa apăsat în păcatul lui, ci spune, știe, Doamne, am pierdut ceva prețios în inima mea, ceva prețios pentru sufletul meu. Dă-mi iarăși acea bucurie a mântuirii care am pierdut-o. Fă să mă pot veseli iarăși în casa ta, să pot să lanzi iarăși numele tău, să pot să fiu iarăși liber, să te exaltez, să te binecuvintez, să celebrez, să jubilez înaintea ta. Amenii, nu vreau să vă vorbesc despre anul jubileului, când toată națiunea experimenta libertate. Nici nu vreau să vă spun ce manifestări aveau. Dar noi trăim în anul jubileului. Pentru că Dumnezeu ne-a eliberat pe toți, nu mai suntem robi. Nu mai suntem robi, suntem slobozi. Totul s-a luat de peste noi. Tot zapisul care stătea împotriva noastră cu păcatele, cu lucrurile care am făcut, Iisus le-a rupt pe cruce pentru noi. Noi suntem în anul jubileului, ar trebui să jubilăm în casa Domnului. Ar trebui să sărim în casa Domnului, ar trebui să lăsăm pe Domnul în casa Domnului. Ar trebui să fim altfel în atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu. Oh, aleluia, haideți să înălțăm pe Domnul. Să înălțăm pe Domnul cu un alt suflu. Cu un alt suflu dimineața asta. Cu un alt suflu. Cu un alt suflu. Haideți să înălțăm pe Domnul. Să continuăm să lăudăm numele Lui. Să binecuvântăm numele Domnului. Yeah.
împreună bucuria în Domnul.
trecerea. Dintre cele mai importante lucruri în războiul spiritual e exact ceea ce tocmai am făcut. Scumpilor, în războiul spiritual, astfel de lucruri deschid niște lucruri în locurile cerești. Puteți să luați puțin loc. Voi puteți să mai stați puțin. Pentru că vreau să știți, închinarea dintr-un loc nu rămâne între cele patru ziduri. Auziți? Nu a fost închinare doar de aici și până acolo și până acolo, nu. Închinarea se răsfrânge în atmosfera spirituală. Și este o antiteză sau este un conflict, dacă vreți, este un conflict între spiritul de religiozitate și bucuria în Dumnezeu. Eu vreau să știți că ori de câte ori, dacă vă uitați în Scripturi, uneori ucenicii deveneau religioși. Să știți, uneori ucenicii deveneau religioși. Și întotdeauna Iisus Hristos trebuia să le atragă atenția. Hop! Iarăși cădeți în lege. Lăsați copiii să vină la mine. Pe femeia aia cu scurgere, lăsați-o să vină la mine. Pe Maria din Betania, lăsați-o să vină la mine. Doamne, dar cu banii ăștia am fi putut să facem multe lucruri pentru săraci. Lăsați să vină la mine. Vă spun, este un conflict spiritual azi și în inima multora dintre noi care suntem aici. Este un conflict spiritual în ființele noastre. Eu știu lucrul acesta.
Dar dacă te bucuri mai mult de un lucru pământesc decât de Dumnezeul tău, vreau să știi că lucrul ăla pământesc este un idol al tău. Pentru că el este vrednic să primească bucuria oamenilor. Dragilor, Tatăl meu se bucură atunci când eu mă bucur. Tatăl meu este întristat atunci când eu sunt întristat. El ar vrea să mă vadă într-o stare de veselie înaintea Lui. Pe Dumnezeul cerurilor îl preocupă ceea ce simt. Pe Dumnezeul meu preocupă ceea ce se întâmplă în omul meu lăuntric. El vrea să ducă ordine în universul interior. El vrea să mă bucur, vrea să mă desfătez în El. Dumnezeu nu este indiferent atunci când suferim, dragilor. El suferă împreună cu noi. Dumnezeu nu este indiferent de ceea ce simți, de ceea ce ți se întâmplă, de ceea ce este în viața ta. El nu este indiferent. Noi am făcut sau am creat un Dumnezeu indiferent în mințile și în inimile oamenilor prin indiferența noastră. De aceea Iacov vine și spune faptul că credința trebuie să se vadă în fapte. Frate, am nevoie de ceva de mâncare. Mă rog pentru tine. Înțelegeți? Am nevoie de ceva de mâncare. Mă rog pentru tine. Și vă spun, în 99% din cazuri nu te rogi. E doar o chestie religioasă care o spui. Când cineva are nevoie de ajutorul nostru și putem să ajutăm, ajutorul înseamnă mai mult decât rugăciunea. Pentru că Dumnezeu spune că tu poți să faci un bine și nu îl faci. Dacă poți să faci un bine și nu îl faci, te rogi atunci când ai posibilitate să ajuți. Dar când ai posibilitate să ajuți, cuvântul lui Dumnezeu te îndeamnă să o faci. Dar așa ușor scăpăm, înțelegeți? A, mă rog, fii binecuvântat, cu alte cuvinte. Un alt lucru. Duhul de religiozitate ne leagă în casa lui Dumnezeu și ne dezleagă în afară. Auziți? Duhul de religiozitate ne leagă în casa lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu să fim pioși, să fim așa, cu fețele alea smochinite și cât mai murate, dacă e posibil, în casa Domnului. Și când ești afară în lume, fii cât mai destrăbălat. Te leagă în casa lui Dumnezeu, unde ar trebui să fii liber, să te bucuri în Dumnezeu, și te dezleagă față de lucrurile lumii de care n-ar trebui să te bucuri. Lucrurile lumii ar trebui să fie o scârbă pentru noi, dragilor. Știți cum vine un delemn de bucurie peste oameni? Uitați-vă cum ne-n Psalmul 45. Psalmul 45. Versetul 7. Psalmul 45, versetul 7. Spune, tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un îndelemn de bucurie. Nu este foarte clar? Tu iubești dreptatea, iubești adevărul. Și urăști răul, nelegiuirea. De aceea Dumnezeu te-a uns cu un îndelemn de veselie. Tu iubești dragostea, tu iubești pacea, tu iubești adevărul. Din pricina asta este o ungere a Duhului Sfânt. Oamenii răi nu se pot bucura. Asta vreodată în fața unui om rău. Pe oamenii răi nu-i prea vezi zâmbind. Vă spun, oamenilor buni le radiază față de bucurie oricând. Și este un adevăr. Și aici spune că motivul pentru care Iisus a fost uns cu un lemn de bucurie este că a iubit neprihănirea, a iubit dreptatea, a iubit adevărul, a iubit ceea ce merită să fie iubit. Vă spun, acest spirit de religiozitate care este din ce în ce mai puternic peste biserici, și vă spun, și în biserica carismatică este religiozitate. Să nu credeți că în biserica carismatică nu este religiozitate. Să nu credeți că dacă dansăm nu suntem religioși. Sau dacă ridicăm mâinile. Avem noi alte lucruri.
Noi putem deveni religioși când îi vedem pe alții că nu dansează și se judecăm că, ei nu sunt destul de liberi. Stați liniștiți, scumpilor. Religiozitatea îmbracă multe forme. Libertatea în Duhul se simte când ești liber înaintea lui Dumnezeu. Și avem așa de mare nevoie de libertatea care o dă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog ca să iubim neprihănirea. Să iubim neprihănirea. Dar vreau să facem un lucru în dimineața asta. Am învățat acest principiu și acest principiu este un principiu al onoarei. Vezi, dărnicia este o expresie a unei inimi mulțumite în Dumnezeu. Vă repet acest lucru. Dărnicia este o expresie a unei inimi mulțumite în Dumnezeu. A unei inimi satisfăcute în Dumnezeu. A unei inimi care recunoaște și stă în recunoștință ceea ce Dumnezeu a lucrat. Un om care nu poate să vadă că Dumnezeu este Cel ce pune pâinea pe masă, că Dumnezeu este Cel ce dă sănătatea, că Dumnezeu este Cel ce dă puterea, că Dumnezeu îți dă favor să te ridici din pat în fiecare dimineață. Ei, sunt tânăr și a trebuit să învăț o lecție a faptului că depind în viața mea total de Dumnezeu. Nu că am uitat și că nu-i mulțumeam Dumnezeu pentru sănătate, dar a trebuit să trec printr-un eveniment să înțeleg că fiecare strop de viață vine de la Dumnezeu și că dacă Dumnezeu nu intervine în viața mea, sunt pierdut. Într-un fel am fost la un pas de moarte. Și vă spun, postul m-a salvat. Postul m-a salvat în mod miraculos. Aveam o infecție în ființa mea, aveam o infecție în lăuntru meu de care habar nu aveam. Și când m-am dus și doctorii s-au uitat la mine, au spus, trebuie să faci operații de urgență. Și am zis, vreau să mai amân o lună, pentru că vreau să prind conferință, vreau să mă bucur, vreau să dansez, vreau să sar, vreau să-L lau pe Domnul, vreau să fiu sănătos. Și au fost doi profesori care mi-au luminat ochii, care mi-au spus, trebuie să te operezi acum, de urgență, nu pleca din Târgu Mureș, rămâi acolo și operează-te, pentru că vedem în spirit cum o suliță stă în fața ta. Și dacă nu te operezi acum, ești într-un mare pericol. Și vă spun, până la urmă am spus, ok, o să fac lucrul ăsta. V-am zis, deci, orice portiță mi s-ar fi deschis, deci, nu, v-am zis cum sunt cu spitalele, orice portiță mi s-ar fi deschis, aș fi... Am avut operații cu laser, operații laparoscopică, care trebuia să fie gata în maxim între 15 și 30 de minute durează operația asta. Când m-au deschis în lăuntru și au văzut ce am în lăuntru, doctorii au decis să mă taie pur și simplu. Până la urmă a rămas o operație laparoscopică, dar în loc de 30 de minute maxim, am stat 3 ore în operație. 3 ore au trebuit să curățească în lăuntru meu infecția care am avut-o. Și m-au ținut mai mult în spital din pricina riscului ca una dintre pietrele de la fiere să meargă pe canal. Și 3 zile nu au știut neapărat cum mă simt și ce se întâmplă cu mine, de asta nici măcar nu mi-au spus nimic. Și la un moment dat, am avut un fel de deja vu. Vă spun fiecare lucru, dar în amănunțime am știut dinainte, parcă am fi visat și poate chiar asta s-a întâmplat, am visat ce se întâmplă, dar în amănunțime. În a treia zi, pentru că doctorul nu spunea nimic, sincer, am căzut într-o formă de depresie. Serios, în viața mea, da, vă mărturisesc lucrul ăsta, e real. Pentru că credeam că doctorii mi-ascund faptul că este ceva grav cu mine. Și am știut de dinainte că Dumnezeu va trimite un om și am știut cine este omul respectiv și când va spune niște cuvinte și când va aduce aminte de una dintre mesaje pe care le-am avut și că lucrul ăsta mă va întări. Și exact așa s-a întâmplat. Am știut după aceea că o să mi infecteze două dintre... Serios, am știut lucrul ăsta, am știut dinainte. Și ultima parte ce am știut și mi-am adus aminte este faptul că sunt sub duș și că îmi curăț rănile. Asta a fost ultimul lucru care mi-am adus aminte. Și ultima dată când am fost la doctor, doctorul mi-a spus clar, a spus, rănile ți se vindecă în timp ce faci duș. Habar n-aveam despre lucrul ăsta, că rănile se vindecă dacă faci duș. Habar n-aveam despre așa ceva. Dar asta s-a întâmplat. Și eu spun, dragilor, Dumnezeu este un Dumnezeu atât de bun. Atât de bun. Este atât de bun. Și Dumnezeu a vegheat asupra mea cu toate temerile și fricile mele, serios. N-am știut că sunt atât de fricos.
Dumnezeu a trebuit să descopere niște lucruri în ființa mea lăuntrică pe care nu le știam, habar n-aveam despre lucrurile astea. Și a trebuit să vindece niște lucruri în ființa mea lăuntrică și a trebuit să restaureze niște lucruri distorsionate în ființa mea. Domnul este bun. Domnul este bun. Vă spun, am primit o restaurare lăuntrică în dimineața asta. Vă spun, am avut o lună de zile extrem de grea. Nu am vorbit cu nimeni lucrul ăsta, cu nimeni, nici măcar cu soția mea despre lucrul ăsta. Serios. În omul lăuntric am avut niște lucruri, niște frământări extraordinare în ființa mea lăuntrică. Deci, vă spun, n-am fost niciodată atât de nepregătit pentru o conferință ca de data asta. Niciodată în viața mea. Serios, niciodată n-am fost atât de nepregătit. Numai prin harul lui Dumnezeu nu am abandonat. Dar în dimineața asta, serios, în timpul cântării, Duhul Domnului a venit peste mine. Înțelegeți? Mi s-a mai întâmplat de două ori în viața mea. Să simt din creșet până în tălpi restaurarea lui Dumnezeu, așa, un fel de, nu știu cum să spun, electricitate, whatever, nu știu. Dar din cap până în picioare. Și e de ajuns la Dumnezeu, credeți-mă, înțelegeți? El atât trebuie să facă să te restaureze. Nu ai nevoie de mult. Când Domnul vine, un simplu impuls al Lui te regenerează dintr-o dată. Domnul este bun. Dragilor, ori de câte ori Dumnezeu își manifestă slava, noi trebuie să dăm un răspuns. Și răspunsul nostru uneori trebuie să fie în darul nostru. Nu știu dacă voi înțelegeți, noi avem un concept fals despre dărnicie. Noi avem impresia că strângem daruri așa, că le strângem. Ori de câte ori dăruiești lui Dumnezeu, îi arăți Dumnezeu cât de prețios este pentru tine. Domnul știe inima ta. Când o faci cu atitudine de asta, de ok, facem colecta, dragilor, nu înțelegi că darul pe care îl aducem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie în măsura măreției lui Dumnezeu. În măsura măreției lui Dumnezeu. Trebuie să te coste ceva. De aceea vreau să ne închinăm înaintea Domnului. Și dacă nu ai nimic de dăruit, nu dărui. Decât să dăruiești așa, că trebuie să dai, nu dărui. Mai bine puneți banii deoparte și strângeți banii până când aduci un dar care te costă ceva. Îți spun, pentru că nimeni nu face o contabilizare a darurilor. Nimeni nu se uită, tu ești tu cu Dumnezeu pui, nimeni altcineva. Și trebuie să învățăm să-L onorăm pe Dumnezeu cu ceea ce avem. Pentru că El ne onorează în fiecare zi și ne dă mult mai mult decât merităm, de aceea trebuie să învățăm să-L onorăm pe Dumnezeu. Și aș vrea să facem lucrul ăsta chiar acum. Chiar acum.
Ați auzit deja această mărturie și câte altele sunt spre slava și cinstea Domnului. Aș vrea să pregătim inimile noastre, să dea slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce unii dintre noi poate se vor ridica și vor spune din experiența lor cu Domnul de anul acesta. Avem o tânără aici, pe Teo, și o invit să ne spună ce a făcut Domnul în viața ei anul acesta. Te rog. Mă bucur că în această dimineață pot să împărtășesc cu voi ceea ce Dumnezeu a lucrat în anul 2012 pentru mine și versetul care l-am primit pentru anul acesta e din Psalmul 139 cu versetul 14. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și sincer, anul acesta chiar am văzut lucrările lui Dumnezeu în viața mea și astă vară când am mers cu tinerii din Agape și mai mulți tineri într-o tabără, am avut într-o zi o drumeție de făcut și când ne-am întors înapoi, mi-a trecut așa prin minte cu fetele, zic, hai să fugim, să vedem cine ajunge prima la cabană. Și am luat-o la fugă și la un moment dat mi-am sucit piciorul așa într-o parte și n-am mai putut să merg. M-am lovit așa foarte rău și m-am întrebat, Doamne, de ce ai făcut lucrul acesta pentru mine? Chiar aveam nevoie să mă bucur de tabăra asta la maxim și am venit așa pregătită și bucuroasă și acum tot așa s-a întors pe dos. Și ca și când Dumnezeu nu mi-a răspuns nimica și am așteptat, am mers la focul de tabără, m-au dus fetele în spate numai ca să pot să ajung și acolo. Și la un moment dat am început să lăudăm pe Dumnezeu și vedeam cum toți în jurul focului au început să sară și să laude pe Dumnezeu și am zis, ok, Doamne, dacă Tu ai ales să mă lovezi la un picior, eu mai am un picior și pentru aia o să Te laud și o să sar în sus cu un picior pe care l-am. Și m-am bucurat, iar după aia am avut un timp de slujire și cineva a venit și s-a rugat pentru mine. Și am mulțumit, nici n-am avut habar ce s-a rugat pentru mine, doar am zis mulțumesc. Și după ce s-a terminat seara de părtășie, a venit și mi-a zis, tu poți să calci cu piciorul, tu nu mai ai nimic la picior. Și am zis, amin, dar n-am călcat în picior, că no, așa am fost eu. Și după asta să mă gândesc și când am călcat, n-am mai avut nimica. Și am stat și am început să strig către Dumnezeu și am zis, slavă Lui, că El m-a vindecat. Și așa de mult m-am bucurat și am zis că nu o să mai ratez niciun moment în prezența Lui și chiar dacă pe mulți îi deranjează că sar în sus și mă bucur, nu o să mă opresc. Pentru că Domnul merită și El e vrednic. Amin. Slăvit să fie Iisus, pentru Iisus, laudă lui Iisus, aleluia! Amin. Mă invit pe sora Mihaela pentru următoarea mărturie. Mihaela, te rog să vii mai aproape. Mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, pentru că Dumnezeu vrea să îl reprezint. Voi vorbi despre, pe scurt, tot anul acesta a fost o provocare și a trebuit să mă concentrez. Am fost la 2.20 și va fi foarte greu să vorbesc despre Dumnezeu, care este un Dumnezeu al amănuntelor. Să vorbesc în câteva minute pe care le am la dispoziție. Anul trecut, în seara de Revelion, peste mine și peste viața mea, a fost rostit prin fratele Claudius că vei fi pusă deoparte pentru Domnul. Nu am știut la momentul respectiv ce implică acest lucru și nu am știut că vor începe războaiele, furtunile și pustiul în viața mea. Nu voi vorbi despre momentele când m-am simțit o agar în pustie și când m-am simțit în unilie în pustie, ci voi vorbi despre modul în care Domnul a lucrat în viața mea în pustiu. Dumnezeu este puternic, este credincios, este inepuizabil. Primul moment despre care vreau să vorbesc este momentul în care Domnul m-a vindecat de alergie. La sfârșitul lunii iulie, miercuri după rugăciune, Domnul mi-a spus, mergi în față la fratele Costel să-ți facă ungerea pentru, în această direcție, pentru vindecare. Am simțit că fratele Costel este obosit și am ezitat. Domnul mi-a repetat și mi-a spus, a insistat să mă duc în față și să se roage fratele Costel pentru ungere. Medicii mi-au spus că toată viața va trebui să fiu cutrusa de urgență la mine.
dar slavă Domnului, am venit cu trusa de urgență acasă, neatinsă, așa cum am dus-o, în ciuda faptului că m-au înțepat doar bine, nu am avut nevoie nici de medici, nici de medicamente, nici de perfuzii. A fost cea mai frumoasă vacanță de care am avut parte, slăvit să fie Domnul! Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc, sunt, pentru cei care nu știu, sunt anul 3 la facultate. Eu sunt un boboc mai mare, le-am spus colegilor mei, dar Domnul așa a îngăduit pentru mine acest timp. A fost un an de lupte, primul an a fost o luptă interioară și un război și un conflict permanent. Nu mi-am găsit locul și l-am întrebat pe Domnul ce caut aici. Într-o duminică seara, fratele păstor, în biserica mică, ne-a făcut ungerea și când a ajuns în dreptul meu a spus: Domnul îți spune să fii credincios în credincioasă în lucrurile mici și El te va duce la lucrurile mari. Îi mulțumesc Domnului pentru că m-a răzbunat, îi mulțumesc Domnului pentru că mi-a făcut dreptate, îi mulțumesc Domnului pentru că m-a ridicat pe culmi după toată răutatea și nedreptatea de care am avut parte. Am avut sesiuni care le-am terminat cu 10 pe linie și nu este ușor acest lucru. Domnul mi-a răsplătit toată munca și toate nopțile nedormite. Ba mai mult, am fost propusă pentru doctorat. Iar în momentul în care am fost întrebată nenumărate rânduri, dacă ai pile și dacă ai relații, pentru că la facultate să ai 10 pe linie fără relații este un lucru mai greu și mai neobișnuit, am spus nu, dar am o pilă în cer care este mai mare decât toate pilele și toate relațiile de pe pământ. Slăvit să fie Domnul! Un alt lucru despre care vreau să vorbesc pe scurt, sora mea are o prietenă, nu am să dau nume, a fost o persoană foarte răsfățată care dintr-o dată a dat de greu. I-a dat sorei mele mesaj în care i-a scris: Simo, am să mă sinucid. I-am spus: vorbește-i de Domnul, și Domnul m-a făcut receptivă și sensibilă la această nevoie. Am pus bilet pentru ea la biserică duminică, slăvit să fie Domnul, i-a transmis sorei mele, supranatural, gândurile mi s-au schimbat și am început să gândesc normal, și Dumnezeu mi-a arătat ce am de făcut. Un alt lucru despre care vreau să vorbesc pe scurt. Sunt binecuvântările materiale de care am avut parte, dar timpul nu permite să mai vorbesc despre asta. Și mulțumesc Domnului pentru dorința și voința și puterea pe care mi-o dă să urc munții pe care n-am crezut că îi urca niciodată. Mulțumesc. Aleluia. Mărturii extraordinare. Dumnezeu lucrează. Ia să vedem câți dintre noi suntem mulțumitori pentru ce a făcut Domnul anul acesta. Ai mărturie personală? Fiecare dintre noi, și dacă v-aș da microfonul, fiecare dintre noi am putea să îl binecuvântăm pe Domnul, să-i mulțumim Domnului pentru ce a făcut în viața noastră, cu viața noastră. Pentru că dacă n-ai o mărturie de ce a făcut Domnul, atunci se întâmplă ceva. Până, nu știu pe unde ești atunci. Mărturii după mărturii. Sute și mii de mărturii aș putea să vă țin aici să vă spun, dar am să vă spun doar una. Apoi dau la ceilalți frați care mai au încă doi frați, mai o soră și un frate, da? Așa. Fraților, când stai în fața lui Dumnezeu, când te prezinți să slujești oamenilor, vine peste tine o ungere deosebită. Și slujeam într-o biserică, era multă lume. Au venit oamenii la rugăciune și mergeam la fiecare dintre ei și mă rugam pentru ei. Și de obicei Duhul Domnului dă cuvânt de înțelepciune, cuvânt de descoperire, cuvânt profetic, oamenii să fie îmbărbătați, oamenii să fie încurajați, oamenii să plece diferit din locul acela. Mă rugam pentru oameni și ajung la un om, un bărbat, și
când ajung la bărbatul acela, Duhul Domnului spune, Daniele, spune-i că să se oprească, oprește-te, omule, că intri mari probleme cu Dumnezeu. Vă dați seama, m-am gândit, ce am făcut? Omul ăla imediat a țâșnit afară ca simplonul, a plecat imediat din locul acela, rapid a plecat afară. M-am gândit, mă, ce am făcut? L-am jignit, am vorbit ce nu trebuia să vorbesc, ca să aflu mai târziu, până la urmă a venit omul înăuntru, ca să aflu că omul ăsta era un mafiot. Mafiot în... în mafia rusească. Mafiot. Și a zis, am auzit că la pocăiți vorbește Duhul Domnului. Eu sunt catolic, oare și mie îmi vorbește? Vreau să mă duc să... Dar el făcuse o problemă, o treabă extraordinară. Unul din gașca lui l-a nedreptățit, i-a furat banii. Și el a pus pe prietenul lui din gașcă să îl ducă într-o pădure, să-i taie o mână și un picior și să-l lase acolo să moară. Asta e pedeapsa. Așa fac, procedează mafioții ăștia. Dar când a auzit, omule, oprește-te că intri mari probleme cu Dumnezeu, a fugit afară, a dat telefon și a spus să nu cumva să-i tăiați mâna sau piciorul, că eu vă tai vouă, să nu vă tăiați, să vă opriți. Omul ăsta, când ne-a spus, eram cu Doina, când ne-a spus lucrurile astea, am zis că la urmă a venit cu păstorii l-au invitat și am avut discuții cu el. Omul ăsta a avut o influență extraordinară. Mi-a spus, dacă Dumnezeu mi-a vorbit mie și dacă Dumnezeu lucrează în mine, vreau ca oamenii din comuna mea, vreau ca oamenii din orașul meu să-L cunoască pe Iisus. Oh, vrei să-L cunoască pe Iisus? Frate Daniel, vino și ajută-ne! Vreau ca oamenii să-L cunoască pe Iisus! Bine, frate! Uite, când Duhul Domnului mă trimite, vin. Nu știu după câte săptămâni am plecat. Ne-am adunat într-o clădire. Lumea din toate părțile a venit. Lume din toate părțile. O trebuie să ieșim afară din clădire. Să facem afară, pe câmp, să facem întâlnire. Fraților, vreau să vă spun că faptele apostolilor nu numai că e scrisă, dar se întâmplă astăzi și aș vrea să ai dorința aceasta să se întâmple în orașul tău, în comuna ta, în biserica ta. Dumnezeu lucrează! Mulțumesc pentru da din cap. Amin? Amin? Așa, dragilor, Dumnezeu lucrează! 170 de oameni au primit pe Domnul. Cea mai mare miracol este când omul primește pe Iisus și... Nu mai vorbesc de câți au fost botezați cu Duhul Sfânt. Frații au zis, peste 80 de persoane au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu mai vorbesc de câți au fost vindecați. Vindecați supranatural. Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează și va lucra și în orașul tău, și în biserica ta. Știți care este situația noastră? Că noi trebuie să-L căutăm mai mult pe Domnul. Mai mult și mai profund și mai profund. Bucuria în Domnul. Oh. Când am văzut atâția oameni acolo că se bucurau, erau 700 de oameni. Nu mai puteam, veneau oameni din toate părțile. Eram așa de bucuros că am văzut că Dumnezeu lucrează și ungerea Domnului este peste fiecare dintre noi care stăm în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te folosească și pe tine, pe fiecare din voi. Dumnezeu vrea să vă folosească spre slava și gloria numelui tău. Întrebarea este, ești tu gata? Cine e gata? Mânuțele sus. Mai sunt alte mâini care trebuie să fie ridicate. Pregătește-te! Dumnezeu are un plan măreț în 2013 pentru tine. Pregătește-te! Dumnezeu vrea să te folosească. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Lui. O familie tânără care a ascultat de planul de voia lui Dumnezeu și a venit la noi în țară ca și misionari, Angelica și cu Matias, au o lucrare deosebită la Calan și aș vrea să aflăm despre lucrurile care le face Dumnezeu acolo, spre slava Lui. Amin.
Halleluja. Am avut foarte mult pot să fii între voi și pentru mine este o onoare să simt atmosfera duhovnicesc și cerește aici în mijlocul nostru. Și acolo eu mă simt cel mai bine și acasă. Eu vreau să-ți mulțumesc, Domnul, pentru ce a făcut în 2012. Foarte mult a făcut. Noi avem o lucrare în Galan și lângă Galan, în un sat, probabil care nimeni așa cunoște, numește Vâlcelele Bune. Dar Dumnezeu se lucrează și acolo. Și este un loc unde este și ungere puternică acolo, unde vin oamenii, mai mult și tine, dar și mai în vârstă, care sunt atins acolo. Și noi putem să facem acolo niște seminare și niște școli. Și Dumnezeu trimite oamenii care, unde El vreau să împrospătează pe ei de nou. Și vreau să dau o visiune. Și anul ăsta, în 2012, clădire unde noi ținem școli și seminare, a luat un incident acolo, un foc, o parte. Și pe primul moment eu am fost așa de șocat când am văzut cum diavol lucrează și vreau să distruge. Și următorul zi am stat acolo, am spus, în numele de Iisus Hristos, în numele de Iisus Hristos, în șase săptămâni va fi următorul școală aici. Nu știu cum, dar va fi. În numele de Iisus Hristos și noi va ridicăm un altar de închinare acolo. Pentru slava lui Dumnezeu. Pentru noi a fost un șoc, dar Dumnezeu este mai mare. Și a ridicat lucrurile din noi și noi nu privim înapoi, noi privim înainte. Și noi nu ne opusim și noi mergem înainte. Amen. Și eu vreau să te încurajez și vrem să mulțumim. Noi nu se opusim. Noi nu vă opusim, noi mergem înainte pentru lucrurile care Dumnezeu a pregătit și în 2013. Mai mare și mai frumos și mai glorios. Amen. Și Dumnezeu m-a pus pe noi, pe inima noastră să facem un pas mai mare, nu așa micuț, mai mare. Și noi cu Domnul Bună am pregătit un pentru 2013 niște școli și seminar unde noi credem Dumnezeu cheamă din toate colțurile țării oamenii la Vâlcelele Bune, da? Auziți bine? Unde nu este chiar un mall lângă și nu ești acolo și acolo, să ai un timp special tu cu Dumnezeu. Sus pe munte, sus pe teal, singură, cauți pe El. Da? Și să te pregătești pentru lucrurile care Domnul fiau pentru tine. Mulți oameni a maturisit după aia cum a fost restaurat, cum a fost ridicat din nou, cum a primit o visiune. Și pregătești o mare parte în viețele lor acolo. Și, exemplu, avem o școală de ucenici care este în vară. Și noi credem în Dumnezeu fiau să formează caracterele noastre. Repede ne pocăim, repede ne dăm viața. Dar caracterele noastre trebuie format și șlefuit. Și este și un, cum spun, trebuie și disciplină. Tu trebuie mult, și cum am spus ieri și fratele aici, trebuie de autostăpânești. Disciplină în viața ta spirituală. Și așa punem și mult accent la școală din asta. Cum este timpul tău cu Domnul? Și dimineața la ora 6, halo, bună dimineața! Da? Se trăsești! Cauți pe Dumnezeu, ai un timp special cu Dumnezeu. Faci un puțin și sport dimineața, da? Faci bine! Da? Avem o școală de ucenici unde vrem să te invităm. Întreabă tu pe Domnul. Avem seminar pentru fete, seminar pentru băieți. În mai va fi un seminar special de șofar. Să învăți ce putere are instrumentul ăsta de șofar. Da? Și în Domnul avem și un seminar pentru oamenii care simt chemați să fie o părinte, o tată și o mamă spirituală. Pentru că foarte mulți biserici este mulți copii adoptiv, da? Fără părinte, fără ceva spiritual. Și trebuie să găsim în biserici niște tată și mama spiritual. Și oamenii cheamă pe mai mult să fii tu un tată și o mamă spiritual în biserică, să ajuți pe tinerii acolo. Și asta va fi în Domnul și eu vreau să te încurajez în undeva unde se vinde și tricou afară, sunt niște pliante, iau tu una, uite tu, rogă-te dacă Domnul durește pe tine la unul din asta
în vâlcelele bune. Este un loc sfințit de la Dumnezeu și El lucrează acolo. Vă așteptăm. Amin, 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 amin. Angelica și Matias fac o lucrare deosebită la Călan. Am apreciat de ani de zile. Au venit în România, s-au implicat. Au și o nevoie. De 2 ani de zile ne tot rugăm. Ne tot rugăm ca Domnul... De cât? 8 ani. Ne rugăm și ascultă bine ce ajutor au nevoie, frați. Au nevoie de un om al lui Dumnezeu să păstorească biserica acolo. Noi credem că Dumnezeu va ridica un om al lui Dumnezeu care îl va trimite acolo ca să păstorească biserica. Mulți dintre voi ați făcut școli, mulți dintre voi v-ați pregătit, mulți dintre voi așteptați. Doamne, fă ceva cu mine! Doamne, trimite-mă! Ascultă vocea Duhului Sfânt! Domnul vrea să te trimită și dacă Domnul vrea să te trimită și îți vorbește, ia legătura cu sora noastră și cu Matias. Unde e Matias? Unde ești? Acolo sus. Așa. Vreau să-i binecuvântăm acum. Întinde-ți mâna spre Angelica. Doamne, tată, îți mulțumim, Doamne, pentru Angelica, pentru Matias, pentru lucrarea care o fac în Călan. Îți mulțumim pentru inima lor, Doamne. Tu i-ai trimis în țara aceasta ca să ajute lucrarea ta. Aceea îți mulțumesc pentru credincioșia lor, pentru dragostea lor, pentru națiunea română. Doamne, îi binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Și, Doamne, îți mulțumim că vei vorbi unui bărbat, Doamne. Vei vorbi să îi ajute să meargă și să păstorească biserica din Călan. În numele Domnului Iisus, Doamne, îți mulțumim și binecuvântăm numele Tău. Și fiecare spune... Amin. Fii binecuvântată, Angelica. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Aș dori să invit pe fratele Ghiță, scurt, sigur că da. E o provocare pentru Adelen să fie scurt, da? Dar în 2 minute știu că Domnul poate să arate ce a făcut în viața fratelui meu. Un lucru. Aleluia. Am un verset preferat, Psalmul 68, versetul 19, spune așa: binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Dragii mei, din luna septembrie anului trecut până în luna martie acestui an, am purtat o durere îngrozitoare în numărul drept. Am fost la doctor, mi-au făcut și un film și mi-a recomandat să fac fizioterapie, să iau medicamente, dar în final mi-a spus că am un cartilagiu în numărul drept, un fel de os mor care mi-a ieșit în urma efortului și muncii prestate de-a lungul vieții mele. Sigur, o să ajungi la operație, mi-a spus. În fine, am încercat fizioterapia 2 săptămâni, consecințele au fost nule, a urmat pe urmă vreo lună de repaus, apoi 2 luni de medicamente, la fel consecințele au fost nule. Și era miercurea la rugăciune în biserica mică, eram în față cu un frate slujitor și acest om a avut o descoperire de la Dumnezeu. Spune așa: este un bărbat în sală care are o durere îngrozitoare în umărul drept. El habar n-avea de situația mea. Eram la 2 pași de el, păi eu sunt omul respectiv. M-am ridicat în picioare, acea persoană împreună cu biserica întreagă s-a rugat pentru mine. La sfârșit m-a întrebat atât: ai simțit ceva în organismul tău? Am spus: n-am simțit nimic pe moment, dar eu mă cred în Dumnezeu că El mă poate vindeca. Dragii mei, de miercuri până duminică sunt 4 zile. Nu știu cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, dar vă spun că duminica, în momentul când îl lăudam pe Dumnezeu, când mă închinam, mă trezesc cu mâna mea dreaptă ridicată sus. Ridicam sus și făceam niște semne care îmi zicea unodată, zice, parcă tu zugrăvești când faci cu mâna dreaptă. Vă rog să mă credeți, o vindecare perfectă. Nu-i un lucru fâșărit, nici urmă de cartilagiu, de os mort, nu mai știu cum să îl numesc în termen medical, dar vă spun că Dumnezeu m-a vindecat miraculos. De aceea spun... binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeul mântuirii noastre. Amin. Aș
vrea să zic ceva înainte de cântarea voastră. Cred că Dumnezeu vrea să aducă restaurare astăzi și vindecare în locul ăsta. Și vreau să vă spun, Dumnezeu aduce vindecarea ca să poată să ne dea binecuvântări. Dumnezeu aduce restaurare, m-a făcut Claudiu, ce ai zis tu, Claudius. Și am vrea să cântăm încă o piesă înainte de asta, dar vreau să fim conștienți de spiritul care e aici, de atmosfera care Dumnezeu are peste locul ăsta. Dumnezeu vindecă România. Dumnezeu vindecă țara noastră. Dumnezeu vindecă și transformă țara noastră. Și simt că e un spirit de vindecare, de restaurare. Noi de multe ori zicem, Doamne, vindecă România și ne zicem acolo. Dumnezeu nu poate rupe anumite duri de peste țară până nu le rupe de peste noi. Și vreau să fim într-o alertă spirituală să realizăm. Dumnezeu dă astăzi o haină de laudă. Dumnezeu dă astăzi un de lemn de bucurie. Dumnezeu face un transfer astăzi, fiindcă are lucruri și mai mari care vrea să le facă. Dar vrea să aducă înfierea Lui peste noi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cred că ajută cântarea asta, închinarea noastră, pentru spiritul care l-are Dumnezeu. Și vreau să vă încurajez să fiți conștienți de ce face Duhul. E mai mult decât o performanță artistică sau o predică sau ce se întâmplă. E o vindecare care Dumnezeu ți-o dă acolo unde ești, oriunde ai fi. E ceva care merge dincolo de cuvinte, dincolo de explicații. Dumnezeu e prezent. Împărăția ta să vină.
Thank you.
Tată, la Tată, la Tată, doar a Ta, doar a Ta. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Numai Tu ești înălțat. Numai Tu ești vrednic. Numai Tu ești vrednic. Numai Tu ești vrednic. Aleluia. Ura-ra-ra-ra. Doar Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Ceva real, să fim flămânzi după ceva autentic. Dumnezeu toarnă și aud ploaia, aud ploaia Lui care vine, 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 o duce peste noi ca să ne facă înfometați și însetați după lucrurile adânci. Vreau să zic un lucru, gloria e doar pentru fii și fiice. Gloria nu va veni doar decât la fii și fiice. Tată, vrem să fim fii și fiicele Tale. Ura-ra-ra. Vrem să învățăm căile Tale. Vrem să cunoaștem inima Ta. Vrem să Te cunoaștem pe deplin. Tu ești tăticul nostru. Nu ești doar Cel care guvernează, Cel suveran, Cel mare, Cel care a creat totul, ci ești un tătic. Doamne, strigăm Ava, Tată. Dumnezeu rupe tipare greșite, reconstruiește imaginea Lui în inimile și în mințile noastre. Dumnezeu reconstruiește tronul Lui, fiindcă diavolul vrea să-L smulgă pe Dumnezeu să se așeze El acolo. Și îl înjumătățește pe Dumnezeu și îl face doar mai mic, insuficient. Dumnezeu își extinde tronul în inimile noastre. Cura-ra-ra-ra, cura-ra-ra-ra. Ura-ra-ra-ra. Vino, Tată, vino, Tată, și domnește. Vino și domnește în glorie, în slavă, în măreție, în intimitate, în focul Tău. Vine focul Tău și rupe bariere și tipare greșite. Ura-ra-ra-ra. Chira-ra-ra-ra. Chira-ra-ra-ra. Ploaia vine, ploaia vine. Dumnezeu vrea să o reverse. Vine, vine, vine. Vine ploaia. Se aud sunete de ploaie. Tată, ajută-ne să nu stăm în calea ei. Tată, ajută-ne să deschidem ușile, să ducem poporul înăuntru, Doamne, să nu îl oprim. Dumnezeu ne învață căi noi, lucruri noi. E o cale pe care n-am mai mers. Aleluia. Ajută-ne, Tată, să stăm sub norul Tău, sub călăuzirea Ta, să stăm flexibili în mâna Ta, o Doamne, să nu înțepenim lucrurile, să nu creăm un chip al nostru, conceptele și ideile noastre, experiențele noastre, ci vrem să Te lăsăm să fii mare, Tată, mare, mare, să Te întronezi din nou în plinătate. Aleluia. Cura-ra-ra-ra. Cura-ra-ra-ra. Cura-ra-ra-ra.
ploaie de vindecare, ploaie de restaurare, ploaia târzie, ne face dregător de face țara cu putință de locuit. Vreau să spun, Dumnezeu mi-a pus pe inima de ieri și mă bucur, Claudius, că ai avut mesajul ăsta, adică cuvântul, pasajul respectiv. Dumnezeu restaurează România. Dumnezeu restaurează țara noastră. Dar vreau să nu sărim peste noi. Dumnezeu ne restaurează pe noi. Dumnezeu restaurează locul și cortul nostru lăuntric, templul lăuntric, ca să poată să toarne glorie. Vrem gloria ta. Gloria e doar pentru fii și fiice. Destinul e doar pentru fii și fiice. Înfierea lui Dumnezeu vine peste poporul lui. Vine peste poporul lui. Destul am adus jertfa lui Cain. Destul am trăit din sabia noastră. Destul am jertfit și am mocnit înăuntru nostru. Dumnezeu vrea o bucurie și o laudă să iasă odată cu jertfa. Dumnezeu aduce un delemnul de bucurie în locul plânsului. Dumnezeu atinge inimi peste tot și simt că inima Lui e descoperită în plinătatea ei. Inima Lui pentru noi, inima Lui pentru țara noastră, inima Lui pentru familiile noastre, pentru noi în persoană. Tată, mă rog pentru un transfer. Unde vrem acele bagaje bune, acele cadouri care Tu le ai să coboare la noi. Pregătește inimi, pregătește inimi. Pregătește inimi, Tată, inimi, inimi, inimi zdrobite, inimi frânte, ca Tu să le poți pune înapoi la oaltă, într-un mod glorios și splendid. Curarara, curarara, curarara. Da, Tată, vrem gloria Ta mai mult decât orice. Vrem, Tată, vrem să restaurezi inimi zdrobite. Vreau să zic, prin conferințele astea, Dumnezeu ridică o acoperire de protecție, o acoperire de glorie peste națiunea noastră. Sfinții se adună la un nivel înalt, vulturii se adună și înconjoară și plutesc și plutesc, fiindcă vântul lui Dumnezeu e gata să-i înalțe, să-i propulseze unde ei nu pot ajunge singuri. Dumnezeu e gata să aducă valul lui, un vânt, un curent ascendent de glorie,
care ne va aduce la un nivel accelerat și vom face mult mai mult într-o clipă decât am văzut în generații întregi. Dar Dumnezeu zice, vreau doar în unitate voi face lucrurile astea, doar în unitate, doar în unitate. Mă bucur să văd tineri din toată țara, puteți ocupați loc. Dumnezeu ne adună, Dumnezeu ne adună. Este un vânt care ne adună, este un val nou care vine. Este ceva diferit. Nu e o alianță politică, nu ne respectăm și ne onorăm doar de la noi, ci ceva din Duhul, din focul Duhului, ceea ce se întâmplă aici. Voi face un lucru nou, să nu-L cunoașteți voi oare, îl cunoaștem. Sfinții îl cunosc, fii și fiicele îl cunosc. Doamne, îl cunoaștem. Doamne, recunoaștem ce faci tu în România. Vreau să vă invit și la Cluj, pe 8-9 martie. Mai sunt și alte conferințe, la Adoram, pe 17-18, la Oradea, la Salem, am înțeles, în aprilie, în jur de 20. Dumnezeu își unește sfinții și rupe granițe denominaționale. Gloria Lui depășește orice graniță și orice barieră pusă de om. Gloria Lui Dumnezeu vine să rupă, vine să treacă dincolo și să ne lege cu inima și cu Duhul. Și asta face Dumnezeu în națiunea noastră. Dumnezeu toarnă un undelem de bucurie, un undelem de laudă, o vindecare peste națiunea noastră. Să știți că Dumnezeu are multe bagaje bune, cadouri pentru noi, dar vrea să ne restaureze înainte să ni le dea. Dumnezeu vrea să ne învețe. Să știți că restaurarea vine și devenind o familie, rupând granițele și izolările noastre. Știți că Cain a fugit din prezența Domnului și a zis, blestemat ești tu acum pentru ce ai făcut. După aceea au mers în țara lui Nod, în țara fugii. Și Dumnezeu a zis, fugar și pribeag o să fii. I-a spus ceea ce a ales el, că o refuzat să fie păzitorul fratelui lui. Și după aceea zice, pedeapsa asta sau durerea asta e prea mare să o pot suferi. Există o durere care am suferit-o din cauza neîncrederii și a necredinței. Există o durere care a fost peste țara noastră din cauza suspiciunilor care au fost injectate prin sistemul comunist. Există o durere și o fragmentare de care am avut parte, o moștenire păcătoasă și un blestem al lui Cain, zic eu, cu multă ură și amărăciune și cu multe răni care nu au fost dezlegate, care Dumnezeu o dezleagă în bucurie și în părtășie cu frații. Dumnezeu face ceva diferit, fiindcă are o glorie care vrea să o pună peste țara noastră. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul, iar Tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toți făptura mâinilor Tale. Dumnezeu e Tatăl nostru. Dumnezeu e un tătic iubitor, depășește orice calități ale noastre. Am 3 copii. Dumnezeu îmi zice, Cornel, învață să fii un tată. Învață să fii un tată. Învață să fii un tată. Cred că e chemarea cea mai mare care mi-a dat-o Dumnezeu. Și fug de ea. Zic, Doamne, sunt prea tânăr, sunt prea dinamic. Și mi-a zis Dumnezeu, nu mai vreau revoluție, Cornel, vreau să fiu un tată. Și de multe ori e greu, că Dumnezeu vrea o reformă părintească, spirituală, peste România. Dumnezeu vrea să acopere pe tinerii care se nasc acum, care îi naște Dumnezeu în focul Lui. Dumnezeu vrea să acoperim țara asta și să nu vedem doar ambițiile noastre și lucrările noastre. Mi-e frică că Dumnezeu îmi cere să renunț la lucrarea mea. De aia mi-e frică să fiu un tată. Mai glumesc, da? Dumnezeu, avem o școală biblică, e pur și simplu o școală pentru fii și fiice. Atâta pot să zic. Dumnezeu a zis, pregătiți burdufuri noi, burdufuri noi, burdufuri noi. Oameni care nu trăiesc din sabia lor, nu trăiesc în competiție și în mânie și în amărăciune și nemulțumire și frustrare. Oameni care sunt părtași ai acelei împărății. Fii și fiice. Dumnezeu aduce biserica înapoi la sistem de familie. Ne adoptează din nou, ne învață să-L cunoaștem pe El ca tătic. Doamne, Tu ești Tatăl nostru. El e tăticul nostru. Tatăl vostru cel ceresc știe. Știe culoarea care îți place. Știe florile care le îndrăgești. Știe parfumul care îți place. Știe totul despre noi și îl interesează totul. Dumnezeu ne cheamă să clădim împreună cu El, nu pentru El. Dumnezeu ne cheamă să devenim fii și fiice, dar spune în Galateni 4:1, câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, nu-i cu nicio diferență, e exact ca un rob, e un sclav. Dumnezeu ne face vârstnici în ale credinței.
Dar vreau să vă încurajez, tinerilor, să nu vă înspăimânte vârsta. Am avut profeții că o să am mulți fii și fiice și... Oh, amin! Mă gândeam că e la 50 de ani, n-am nici 40 de ani. Dar vreau să spun, Dumnezeu când te cheamă, Duhul Sfânt n-are vârstă. Duhul Sfânt n-are vârstă. Dumnezeu vrea să pună manta în fierii, să fii fiu și fiică. Și e destul, e destul să biruim și să rupem blestemele care le-am moștenit și care diavolul a aruncat peste noi, acea pătură întunecoasă care Dumnezeu o rupe, o rupe de peste România, o rupe, o sfarmă. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, cei restaurați, cei care n-or sări peste ei, cei care au fost sinceri și transparenți cu Domnul, ei vor face țara cu putință de locuit. Dumnezeu zidește România, Dumnezeu restaurează România și o restaurează direct de la tron și de la inima Lui. De acolo pleacă. De acolo pleacă. E o lege a vieții care Dumnezeu o dă, o decretează, merge de la tronul Lui, o lege a înfierii, o lege a dragostei și a iubirii, o lege a gloriei Lui care trece dincolo de ambiții, dincolo de pătrățica noastră, dincolo de lucrurile noastre. Vreau să zic, Dumnezeu ridică fii și fiice care să arate gloria Lui. Dumnezeu ridică fii și fiice, fiindcă gloria e doar pentru fii și fiice. Destinul e doar pentru fii și fiice. Moștenirea vine doar la fii și fiice. Binecuvântarea vine la fii și fiice. Câtă vreme moștenitorul e nevârstnic, nu-i cu nimic deosebit de un rob. Putem să și deschidem în Galateni. Dumnezeu rupe duhul de concurență, de competiție peste România. Dumnezeu rupe performanța de peste România. Vreau să spun că atâta idolatrie am văzut în biserică, e o jenă și o durere în inima mea. Nu sunt așa de critic cum eram, că nu sunt mai așa de tânăr. Mă bucur de fratele Daniel Matei, cred că trebuie să sufere mult mai mult decât noi ăștia tineri. Dar începe să se tocească revoluționalismul de mine și să zic, Doamne, e ok. Dumnezeu m-a așteptat mulți ani, zeci de ani, îi așteaptă și pe alții, dar Dumnezeu nu vrea să aducem jertfa lui Cain. Dumnezeu nu vrea competiție, nu vrea să ne uităm în oala celuilalt, nu vrea să performăm. Dumnezeu vrea să fim reale, are ceva mai bun, are o moștenire care trebuie să o apucăm de la tron și putem să o aducem în generația noastră. Ar vrea să învățăm să fim fii și fiice, să fim fii și fiice, să fim fii și fiice. Câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Ai acces la toate binecuvântările, ai acces la toate lucrurile lui Dumnezeu, dar numai când intri în înfierea lui Dumnezeu, când ajungi la maturitatea unde nu o să risipești ca fiul risipitor, atunci Dumnezeu ți le dă toate. Vreau să vă spun un lucru, nu mă rog poate de 10 ani pentru ungere, nu că nu vreau, dar zic, Doamne, nu vreau să fiu controlat de ungere și de daruri, ungerea e suficientă. Dumnezeu vrea caracter, Dumnezeu vrea stabilitate, Dumnezeu vrea să se poată încrede în noi, în noi, în generația asta din România. Prea mult a mers în puterea darurilor și în puterea talentului și în abilități și Dumnezeu zice, vreau să aduc înapoi poporul meu, să-l aduc aproape. M-a plăcut Claudius, faceți o treabă extraordinară. Se vede puterea rugăciunii, se simte încărcătura aia. Ești stârnit de lucruri care se aud în șoapte, ești stârnit. Zici, Dumnezeu e în spate la treaba asta. Ăsta nu e un Babilon, ăsta nu e un turn Babel. E un Ierusalim care Domnul ridică. E un Ierusalim adevărat. Care Dumnezeu ridică, restaurează. El drege Ierusalimul. El zidește iarăși Ierusalimul. Muntele casei Domnului va fi înălțat ca cel mai înalt munte. Toți idolii vor cădea. Toți idolii vor cădea în ziua aceea. Unde spune în capitolul 2 din Isaia că muntele va fi înălțat, spune că toți idolii vor cădea, toate turnurile înalte, toți munții falnici. Dumnezeu ridică ceva nou și vreau să vă încurajez să căutați inima Tatălui. Spune aici, pentru că sunteți fii, ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă, Ava Tată, intimitate și foc. N-ai fost creat să treci prin principii, ai fost creat să treci prin foc. Vreau să vă spun, focul lumii e mai mare decât principiile teologice. Focul lumii e mai tare, pentru cei tineri în special, decât multă dogmă și religie moartă. Noi n-am fost creați să trăim prin principii, un second best.
Am fost creat să trăim prin focul lui Dumnezeu, prin pasiune. Să ne umple El toate golurile. Hristos e de ajuns pentru noi. Inima Tatălui e de ajuns. Mi-a plăcut ce a zis Claudius ieri. Înșelăciunea cea mai mare e să credem că diavolul ne poate umple golurile. Dumnezeu le-a creat golurile așa. El le poate umple. E singurul care are cheia la inima noastră. Câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește de nimic, cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot. Așa că nu mai suntem robi, ci fiu. Dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu face lucruri noi astăzi. Rupe tiparele lumii și aduce tiparele Lui. Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul care ne-a întocmit. Suntem cu toți lucrarea mâinilor Tale. Dumnezeu aduce odihnă în fierii peste biserica Lui. Dumnezeu aduce un duh de odihnă peste sfinții Lui. Dumnezeu îi face o familie pe sfinții Lui. Dumnezeu ne unește într-o viziune și într-un foc comun și într-o pasiune a inimii, încât El e cu un cap mai mare, El e împăratul, El e cel care ia toată lauda. Și noi suntem bucuroși că suntem prietenii Lui și fiii Lui și frații Lui. Dumnezeu rupe de peste România multe lucruri. Zidește Ierusalimul. Vreau să zic un lucru. Totdeauna când Dumnezeu vindecă inimile noastre, ne pregătește pentru ce are să ne dea. Totdeauna când Dumnezeu face restaurare și întregire, când Dumnezeu a dus pe Neemia înapoi să zidească zidurile, să pună porțile la locul lor, să vorbim ieri despre ridicarea zidurilor, și n-am știut unii de alții, Dumnezeu ridică zidurile, le ridică la nivel personal, rupe duhul de respingere și de sclavie de peste mințile noastre, fiindcă un astfel de duh nu poate moșteni binecuvântările și promisiunile. Dumnezeu vrea să fii liber, să nu te uiți cu ochiul în spate. Să nu fii conștient de tine, să fii conștient de El. Dumnezeu ne vrea liberi. Dumnezeu ne vrea vindecați și întregi și fascinați de El, nu de gloria lumii. Dumnezeu ne eliberează de duhul de sclavie. Acel duh de a lui Cain. Acel duh de trudă, de a face lucrurile în proprie inițiativă, în forțe proprii. Dumnezeu rupe de peste biserică truda și zola, rupe de peste biserică oboseala și ne învață să facem lucrurile împreună cu El. Dumnezeu rupe orice Ismael și aduce ceva pur, fiindcă promisiunea Lui e de ajuns. E de ajuns, e de ajuns. Toți am ajuns ca niște necurați, spune, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, suntem ofiliți. Nu este nimeni să cheme numele Tău să se trezească, să se alipească de Tine. Și exact după aceea, spune, după truda asta și neprienirea asta de sine, despre care e vorba, spune, Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Urmează alipirea. Urmează alipirea. Dumnezeu ne alipește de El. Dumnezeu ne alipește de El și ne face una cu El. Dumnezeu ne unește în gândire cu El. Dumnezeu ne unește în scopuri și în ambiții cu El, să zicem așa. Dumnezeu ne face una cu El. Dumnezeu vrea să-și binecuvânteze poporul Lui. Poate nu credem lucrul ăsta. Spune aici, Dumnezeu nu este un om care să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus El oare? Nu va face ce a făcut oare, nu va împlini. Iată că am primit poruncă să binecuvântez, dar El a binecuvântat, El a binecuvântat, eu nu pot întoarce. El nu vede nicio făr de lege în Iacov și nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui Israel este cu El, este împăratul Lui, veselia Lui. Dumnezeu nu vede nicio vină în copiii Lui. Ar vrea să vă spun, duhul de condamnare vine din sclavie. Duhul de vină, de rușine, vine din sclavie. Omul n-a experimentat asta până n-a căzut în păcat. Și când a început El să se îmbrace singur, Dumnezeu n-a venit să-L expună și să-L bice, ci a venit să-L îmbrace. Adame, unde ești? Adame, unde ești? Adame, ce faci? Pe unde te învârți? Dumnezeu nu ne vrea străini de El nicio clipă. Dumnezeu nu ne vrea condamnat și sub degetul celui rău nicio clipă. Dumnezeu vine să-și aducă copiii acasă. Dumnezeu vine, din orice păcat ai fi, Dumnezeu vine să te scoată și să te acopere, nu vine să te expună. Oriunde te-ai învârtit, ori în ceapă te-ai scăldat, Dumnezeu vine să te acoperă.
Dumnezeu vine să te îmbrace, Dumnezeu vine să-ți dea splendoarea Lui și Dumnezeu vine să-ți pună un inel pe deget, o haină de laudă pe... te îmbrace cu ea. Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Dumnezeu e un Dumnezeu iubitor. Dumnezeu n-a fost un polițist sau un judecător care căuta un infractor. Dumnezeu a fost un tată cu inima frântă. Își căuta copiii, suferea în inima lui și dorea să-i aibă din nou lângă el. Dumnezeu te iubește orice ai face. El nu vede nicio vină în Iacov. El te-a binecuvântat. Numai nu ai intrat tu în fiere și de-aia nu vezi binecuvântările. Toate le avem în Iisus Hristos, în locurile cerești. Și când tu intri în gândirea Lui, în locurile cerești, toate sunt disponibile și toate le ai. Nu vede nicio răutate în Israel, nu vede nicio fără de lege în Iacov. Vreau să vă conving astăzi de dragostea Lui Dumnezeu. E mai mare decât teologia și decât învățăturile omului. E ceva care îți revoluționează viața și îți dă speranță pentru oricine și oriunde și oricând. Dumnezeu poate să schimbe pe oricine, oriunde, oricând, prin puterea Lui. Dumnezeu vrea să ne dea inima Lui, să-L cunoaștem pe El, să înțelegem că Dumnezeu nu renunță la noi niciodată și nici când. Niciodată nu ți-a întors spatele. Niciodată nu a fost niciodată prea ocupat. Nu a fost niciodată prea important pentru lucrurile tale mărunte. Dumnezeu are o inimă de tată, iubitor, și vrea să ți-o împărtășească ție, fiindcă are multe lucruri bune. Tatăl vostru cel ceresc, nu spune al nostru, al vostru, ca să înțelegi că e pentru tine personal, știe de ce aveți trebuință. Nu vă îngrijorați de ce mâncați, de ce beți, cu ce vă îmbrăcați sau alte lucruri. Tatăl vostru cel ceresc știe. Spune, Tatăl vostru va da lucruri bune celor ce le cer. Vreau să spun, sclavia ne jefuiește de binecuvântările lui Dumnezeu. Sclavia, duhul de orfan, care l-a moștenit din cauza neîncrederii, cauza comunismului, zic eu, avem parte de mult control, am avut de parte de mult control în țara noastră, am avut parte de multă autoritate dură. Și eu sunt foarte autoritar, știu studenții de la școala biblică, dar cu dragoste, autoritatea și dragostea ne formează. Cel care ne formează și ne modelează vasul inimii este un tată. E nevoie de modelare. Credem în autoritate, trebuie să vină cu dragoste. Dumnezeu ne modelează după chipul Lui. Dar vreau să zic, Dumnezeu rupe neîncrederea și am ajuns să fim o țară de necredincioși. Vorbeam ieri cu pastorul Daniel, cu fratele Daniel și-o zis, așa necredință, au spus alți frați mai mari, alți sfinți ai Domnului, ca în România n-au văzut nicăieri. Avem o moștenire care Dumnezeu o rupe și spunem până aici. Și spunem diavolului, dă înapoi ce ai furat. Dumnezeu rupe necredința și neîncrederea. Și rupe garduri și bariere puse de om că vrea să aducă gloria Lui peste România și vindecarea Lui. Dumnezeu are binecuvântare peste țara noastră. Are un transfer care vrea să-L ia de la cei nelegiuiți, să-L aducă la Sfinții Domnului. Și Dumnezeu ne pregătește pentru acel transfer și pentru acea binecuvântare. Dumnezeu vrea să ne acopere cu dragostea Lui și cu inima Lui. Dumnezeu face lucruri mari în vremurile din urmă. Dar trebuie să-L credem și să-I cunoaștem inima în plinătate. Am primit poruncă să binecuvântez. Da, a binecuvântat, El a binecuvântat. Și nu pot întoarce, a spus Balaam. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este împăratul lui, veselia lui. În contra lui, vesel. Poate zice mulți dintre noi, când îți păcătos, Dumnezeu e vesel. Se bucură de tine și atunci. Și atunci se bucură. Nu de ce ai făcut, dar se bucură de tine. Dumnezeu nu e un dictator. Dumnezeu nu e indiferent. Dumnezeu nu te privește cu dispreț nicio clipă. Dumnezeu, pentru El nu ești neimportant nicio clipă. Dumnezeu tânjește să aibă o relație intimă cu tine. Să fii aproape de inima Lui totdeauna, și când greșești și când păcătuiești. Atunci L-a căutat pe Adam și a zis, Adame, unde ești? Atunci răsuna acea voce a unui tată cu inima frântă în răcoarea zilei. Și căuta fiii și fiicele care au ales o altă cale. Calea neprienirii de sine. Calea religiozității. Mulți zic, ce-i religiozitate? E absența intimității. Că nu-i El, e altceva.
Că nu El să-ți umple golul, îți umple altceva, performanța, lucrurile astea. Vreau să trec la punctul 2. Dumnezeu are o binecuvântare peste țara noastră, care o va revărsa prin copiii Lui. Dumnezeu l-a creat pe Adam și i-a zis, haideți să deschidem, poate mă credeți mai bine așa. Dumnezeu a binecuvântat, i-a binecuvântat, Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Creșterea și înmulțirea sunt parte din planul lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu vrea să crești în orice lucru, în orice binecuvântare, în orice. Dumnezeu își pregătește acei Daniel într-un duh înalt, care pot și din politică să facă o carieră sfântă, care pot la casa împăratului să câștige un imperiu fără să fie predicatori, care operează pe o frecvență înaltă de fii și fiice. Dumnezeu îi ridică ascuns, în taină. Dumnezeu vrea un duh înalt peste România. Dumnezeu vrea un duh înalt peste noi. Vrea să terminăm lucrurile care le-am început. Vrea să ducem la capăt pe ce am pus mâna. Dumnezeu vrea să operăm într-o excelență, nu într-o mediocritate, încât El să poată să facă ceva suveran prin noi, să fim ca un potir de aur în mâna Lui, să reverse binecuvântări peste România prin noi. Dumnezeu își are Iosifii Lui, pe care trece prin foc acum, unii dintre voi sunteți acolo, slavă Domnului! Are promovare, Domnul! Are promovare! Are promovare, Domnul, pentru voi! Așteaptă ceva măreț! Să nu risipiți când Dumnezeu vă dă belșugul! Să strângeți pentru casa Domnului. Să știți să puneți resursele lui Dumnezeu la bătaie, să le puneți unde trebuie. Să vă deschideți inima, să administrați corect lucrurile lui Dumnezeu. Cred că Iosif a fost singurul care a intrat în partea a treia a promisiunilor. Bineînțeles, Dumnezeu a zis și lui Noe, bine, l-a binecuvântat când a ieșit din corabie și a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, să apuce groaza și frica, tot ce mișcă și are viață, să fie sub autoritatea voastră. Vreau să spun că Dumnezeu te-a creat să ai autoritate și stăpânire. Dumnezeu te-a creat să ai putere unde pui tu piciorul diavolului să nu mai poată trece ușor pe acolo. Când te-ai așezat acolo, să știe diavolul care de ocolit un pic. Are de mers kilometri în plus. Și Dumnezeu să schimbe locul ăla, fiindcă un sfânt al lui Dumnezeu, care își cunoaște identitatea de fiu și fiică, stă acolo. Și țara devine mai bună și devine cu putință de locuit. Drege în spărturile țării noastre. Dumnezeu ne-a ridicat pentru o vreme ca aceasta. Când îl cheamă Dumnezeu pe Avram ca să-și formeze un popor, o națiune, îl cheamă dintr-o cultură și o civilizație foarte avansată și nu-i spune unde merge și ascultarea lui a făcut diferența. Binecuvântările sunt în ascultare, sunt condiționate. Și îl cheamă și îi zice, ieși din țara ta și din familia ta. Și du-te unde îți voi arăta eu locul. Și spune, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ar vrea să spun, au fost binecuvântate în Iosif. În Iosif s-a împlinit ultima parte, ultimul nivel al binecuvântării. Iosif a strâns, Iosif a agonisit. Iosif n-a irosit ce-o dat Dumnezeu, tinereța lui nu și-o irosit-o, fiindcă știu că Dumnezeu trebuie să binecuvânteze pe alții prin ascultarea lui. Dumnezeu vrea să binecuvânteze națiunea prin noi. Dumnezeu își ridică fii și fiice care să fie o binecuvântare pentru țara asta și pentru lumea întreagă. Dumnezeu ridică un duh al înfierii peste noi, care aduce o credință la un nivel total diferit de care am gustat-o, încât avem acces la toate comorile împărăției lui Dumnezeu și le aducem aici pe pământ. Te voi binecuvânta, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi da un nume mare și vei fi o binecuvântare. Dumnezeu ne cheamă să fim binecuvântări pentru cei din jur. Fii și fiicele vor moșteni promisiunile lui Dumnezeu. Fii și fiicele vor aduce binecuvântarea din cer pe pământ. Fii și fiicele vor smulge din gheara celui rău prin mijlocire și prin autoritate divină. Resursele țării noastre ne aparțin nouă. Aparțin poporului. Aparțin României, nu altora.
aurul nostru să meargă la alții. Bogăția României nu o să meargă la alții. Nu o să fie împărțită între politicieni, o să meargă la văduvă, la orfan, la poporul român. Noi și familiile noastre ne vom bucura de ce a pus Dumnezeu în țara asta. Noi vom aduce înapoi și vom smulge din gheara diavolului tot ce a intenționat el. Sunt tărituri puternice. Simt că biserica tot mai mult intră în alerta asta sfântă și mă bucur să văd că Dumnezeu ridică sfinții. Îi ridică să vadă, îi ridică să vadă ce au în Hristos, să ia înapoi. E timpul să zicem, dă înapoi. E timpul să luăm cei prădați și jăfuiți și să aducem să fie restaurat de Dumnezeu, unde gloria vine și ne îmbracă și ne împodobește și Dumnezeu toarnă mai mult decât e nevoie pentru noi să curgă și pentru alții. E timpul când Dumnezeu ridică. Vreau să strânesc credința asta și încrederea în Dumnezeu. Noi suntem generația aia. Pe noi ne-a chemat Dumnezeu. Noi suntem binecuvântați. Ochii noștri o să vadă lucrurile astea. Noi o să vedem puterea lui Dumnezeu manifestată. Noi o să vedem pe Dumnezeu ca Tată iubitor. Noi o să umblăm în părtășie cu El. Și nu o să facem lucrurile din afară, le facem dinăuntru. Nu la plezneală, nu la nimereală. Le facem cu țintă, le facem cu scop. Le facem ca auzim, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și nu e un duh de frică ăsta sau de intimidare, ci e un duh care ne face să strigăm Ava, Tată, îndrăzneală și confidență sfântă. Acolo e odihna, acolo e locul tău și al meu, acolo lângă inima Tatălui. Dumnezeu vrea să binecuvânteze România, vrea să binecuvânteze viața ta. Dumnezeu nu vede nicio vină în Iacov. Dumnezeu nu vede nicio vină în Maria, în Ion, în Petru. Dumnezeu nu vede nicio vină în Cornel. Și nu vede nicio nelegiuire în noi. Asta e rezolvată la cruce. Când o aduci la cruce, scap de ea. Nu prin trudă și prin fapte. Scap de ea prin credință. Și când o lași, scap de ea. Când o lași. Și când alegi să iei haina de fiu și fiică, scapi. Vreau să spun, tu n-o să te faci sfânt prin truda ta proprie și prin autodisciplina ta proprie. Mulți credem că scăpăm de păcat privind la păcat. Niciodată. Scap de păcat privind la Domnul. N-am văzut un om să scape de păcat privind la acel păcat și luptându-se cu acel păcat. Biruința aia Domnului. Scap de păcat când privești la Domnul. Scap de robiile și de sclaviile din trecut privind la Domnul. Și un proces. De multe ori radical, Dumnezeu rupe rădăcini și întărituri. Se întâmplă anumite lucruri rupte în viața mea când am venit la El, altele 20 de ani și tot le rupe. Dumnezeu aduce binecuvântare și înfiere peste fii și fiice. Dumnezeu vrea să binecuvânteze poporul Lui. Vrea să vă spun, Dumnezeu are binecuvântări pentru fiecare speciale. Vrea să ne acopere spatele. Vrea să ne acopere cu haina Lui nouă. Am văzut acolo când i-a zis Isaac lui Esau, viața ta o să fie lipsită de roa cerului și de grăsimea pământului. Dumnezeu vrea să toarne și de sus și de jos peste noi. Și zice, după aceea vei trăi din sabia ta. Aia nu-i pentru noi. Pentru oamenii care au disprețuit și nu bagă seamă la lucrurile lui Dumnezeu. Vreau să vă zic că Iacov a fost un răpăreț, un om care fura, apuca, a luat nevasta rea, nevasta bună, a apucat de călcâi, a apucat dreptul de întâi născut, a apucat tot ce a putut, tot apuca. Și omul ăsta tot apuca și tot lua. Și a avut cămile, îi făcea cadou la fratele lui într-un spirit al lui Cain de frică și de competiție, de groază, nu din încredințare și din călăuzire a unui fiu. Își făcea planuri cum să bunească situația. Și se gândea el cum să-i dea o turmă mare care l-ar face poate milionar și în ziua de astăzi. Multe resurse care le-au gonisit cu trudă în 20 de ani și acolo Dumnezeu i-a arătat binecuvântarea. Și acest om merge și zice lui Dumnezeu noaptea aia de răscruce pentru viața lui și de disperare sfântă. O zis, vreau să mă binecuvântez. Era binecuvântat de tatăl lui, de două ori l-a binecuvântat. De două ori a fost binecuvântat cu roa cerului, cu grăsimea pământului. Cu toate celelalte lucruri, cu binecuvântarea lui Avram, Isaac și Iacov, le avea, dar nu le avea.
Și Dumnezeu a zis, trebuie să mai fac ceva. Trebuie să schimb natura. Dumnezeu îți dă un nume nou ca să te poată binecuvânta. Dumnezeu îți dă un nume de fiu și fiică să poată să-ți dea tot ce are. Nu predic o prosperitate dezechilibrată. Binecuvântarea e mai mult decât ceva material, mai mult decât bani. Am trecut și pe acolo câteodată, unii dintre noi știm cum e, nu dă fericirea. Dumnezeu are scopuri mai înalte. Am avut business-ul meu, am avut viața mea înainte să fiu în lucrare și am avut lucruri. Dar nu despre asta e vorba. Iacov le-a avut, dar nu a avut ceva. O zis, vreau ceva de la Dumnezeu direct, care să știu că e confirmarea supremă, numărul unu în viața mea. De asta ai tu nevoie, de asta am eu nevoie. Nu ai nevoie de relații mai multe. Nu ai nevoie de o poziție mai înaltă. Nu ai nevoie de școală mai multă. Nu ai nevoie de bani mai mulți. Nu ai nevoie de toate lucrurile care crezi că ai nevoie. Ai nevoie de binecuvântarea Lui. Și ca să o poți avea, trebuie să devii un fiu și o fiică. Îi schimbă numele îngerul. Sau Dumnezeu. Și după aceea îl binecuvântează. Și l-o și zdrobit și l-o frânt. Un om zdrobit, un vas zdrobit, e un vas binecuvântat. Să nu uităm, binecuvântarea îi în zdrobire și în smerenie. Binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste noi și nu-i doar pentru noi, pentru generațiile care urmează. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, vrea să-și pună mantaua lui de fiu și fiică peste tine. Vrea să toarne un vânt nou, un aer nou, diferit, cum spunea Claudius. Aici că umbli altfel înaintea lui Dumnezeu când știi cine ești. O identitate nouă, un duh înalt, un duh de excelență, un duh de rodire va veni peste România, peste fii și fiice. Și tot ce o să atingi o să fie binecuvântat, fiindcă Dumnezeu e în spate la ce faci. Fiindcă nu le faci de capul tău, le faci din inima Lui. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. N-am primit un duh de sclavie, de competiție, de frică. Și am primit un duh de înfiere, relaxare, odihnă, care ne face să strigăm, Ava, Tată. Vreau să spun că cel mai important lucru pentru Iacov a fost acea zdrobire care a primit-o de la Dumnezeu. A mers și eu, probabil, toată viața. Vedem în Iacov natura divină, natura umană provocată de cea divină și vedem fragmentarea asta și truda asta. Și a fost un om care a fost flămând după cele spirituale, nu că le merita. Dumnezeu i le-a dat fiindcă altul le neglija. Și Dumnezeu ne dă nouă binecuvântare și favoare, fiindcă sunt mulți care o neglijează. Dumnezeu ne dă nouă favoare, nu că o merităm. Iacov n-a meritat-o, parcă tot a fost ilegal în viața lui, dar a fost flămând după ea. Trebuie să fii flămând. Trebuie să te vezi favoritul lui Dumnezeu. Trebuie să vezi că pentru tine a murit Hristos. Dumnezeu a golit cerul ca să te aibă pe tine, să-și umple golul cu tine, lângă inima Lui să fii tu. Dumnezeu te are acolo. Între El și tine nu e nicio prăpastie, poate între tine și El există. Și nu o să existe niciodată prăpastie între El și tine. Îi colosăm noi prin condamnarea și sclavia celui rău. Dar vreau să predic mult, simt că e destul. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și acest Iacov, după ce a fost transformat de Dumnezeu, vreau să avem un timp de slujire, simt că Dumnezeu acopere multe persoane astăzi. Cu fierea Lui și cu protecția Lui îți acopere spatele. Sunt mulți care simt că au spatele descoperit. Suntem din toată țara aici și sunt părinți spirituale aici. Sunt oameni care înțeleg. E ungerea prezentă. Dumnezeu o să facă totul. Am vrea doar să stăm cu voi. Să confirmăm că Dumnezeu vă acopere. Că nu e singur. Că nu te lupți de unul singur. Nu trudești tu pe răzoare. Să aduci o jertfă Domnului. Jertfa e pregătită. Iisus Hristos a murit, jertfa e acolo. Tu trebuie doar să intri în mulțumire și în laudă și jertfa e acolo. Dumnezeu vrea să schimbe macazul și sensul vieții tale, să schimbe toată motivația, tot motorul vieții tale, îl schimbă Dumnezeu. Te aduce aproape de inima Lui, te aduce aproape de El, nu o să mai faci lucruri fără El, le faci cu El, le faci din El, le faci de la tronul Lui, le faci glorios, le faci în excelență și în înălțimea chemării Lui. Le faci cu binecuvântare și cu favoare și tot ce o să atingi o să prospere, fiindcă ești un fiu și o fiică. Suntem generația lui Iosif. Suntem generația care agonisește că o să avem de dat mult. Suntem generația care Domnul ne spune să strângem.
Să strângem, să strângem, să facem hambare noi. Lucruri care n-au mai fost făcute în țara noastră, rugăciune 24/7. Alte lucruri, alte lucruri, posturi lungi care frații bătrâni n-au auzit de ele. Și se poate, după două zile ai și uitat că postești. Vorbiți cu Claudius, cu ceilalți. Am întărit să aud anumite mărturii al lui fratele despre post, despre cum Dumnezeu a revoluționat viața lui. Poți să postești mai mult de 7 zile. Să zic că poți. Poți. Poți să postești numai cu apă 21 de zile sau cum am auzit despre posturi aici. Poți să postești numai cu lichide 40 de zile. Poți. Dumnezeu ne face să putem, ne lărgește capacitatea spirituală. Putem lucruri care nu le-am putut, că Dumnezeu are containere noi în care toarnă diferit și flexibile. Nu zic nu, nu le pasă, n-au mofturi. Merg cu Domnul, fiindcă îl iubesc pe El și merg din pasiune și din dragoste pentru El. Putem. Acest Iacov a fost atât de umplut de Dumnezeu, păcat că anii lui de odihnă au fost scurți, fiindcă a trudit prea mult. Noi nu trudim mult, că intrăm din tinerețe în lucrurile Domnului. Dar ajunge în Egipt și cum ajunge, vrea să-l binecuvânteze pe faraon, îl binecuvântează. Vrea să binecuvânteze copiii lui Iosif, îi binecuvântează. Își binecuvântează familia și îi zice lui Iosif, binecuvântările tale întrec, binecuvântările părinților mei. Ajung până în creștetul dealurilor sfinte. Acolo te duce Dumnezeu pe tine și pe mine. O spus, tu ai atins apogeul, ce n-am putut eu, poți tu. Și-o făcut acel transfer. Asta o să facem noi cu generațiile care vin după noi. Fiindcă l-am cunoscut pe Dumnezeu ca Iacov, după ce natura noastră a fost frântă și zdrobită, și Dumnezeu ne-a dat un nume nou și nu mai suntem Iacov, înșelătorul și răpărețul și cel care apucă și care vrea și care vrea și care vrea și se gândește numai la el, ci devenim Israel. Israelul lui Dumnezeu, Ierusalimul lui, cel care binecuvântează și toți și toate națiunile vor fi binecuvântate în noi și prin noi. Vreau să zic, Iacov binecuvântează, zice, binecuvântările tale, îi zice lui Iosif, ajung până în creștetul dealurilor sfinte. Acolo să ajungem noi și asta o să dăm noi generației care vine după noi. Fiindcă Dumnezeu a biruit în noi și va birui în noi. Ne schimbă numele. Când spune în Numeri, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze, să-și pună numele Lui peste tine. Domnul să facă să strălucească fața Lui peste tine. Dumnezeu îți schimbă numele și eu îi voi binecuvânta. Dumnezeu pune o binecuvântare astăzi peste tine. Dumnezeu își pune numele astăzi peste tine de fiu și fiică, un nume nou, un nume de glorie. Adu acel nume nou, Tată, peste noi. Acest Iacov nu s-a mai gândit la el, s-a gândit să dea și să dea și să dea și să dea, fiindcă l-avea de ajuns. L-a cunoscut pe Dumnezeu și a fost de ajuns. L-a cunoscut pe Dumnezeu în plinătate și a fost de ajuns și a avut ce să dea, fiindcă nu dădea de la el, dădea de la Dumnezeu. Și tot ce a zis s-a împlinit. Tot ce a rostit el avea putere creatoare. S-a împlinit. S-a împlinit în viețile fiilor lui. Dumnezeu face lucruri mari astăzi. Dumnezeu ne dă înfierea Lui astăzi. Dumnezeu își dăruiește inima Lui în întregime astăzi. Dumnezeu ridică o armată de fii și fiice. Dumnezeu ridică luptători care pleacă cu inima Lui. Dumnezeu ridică oameni care îl iubesc pe El necondiționat, nu să primească, ci vor să dea, vor să dea, fiindcă văd plinul, văd surplusul, văd cât are Dumnezeu de mult în cer și n-are prin cine să transfere. Acolo ne aduce Dumnezeu în gândirea Lui. Man, ce mult are Dumnezeu pentru noi, ce mult are pentru țara noastră. Doamne, rupe necredința, Doamne, vindecă România, Doamne, rupe sclavia, rupe duh de orfan de peste țara noastră și deschide-ne ochii să vedem cât de mult ai Tu de revărsat. Aleluia! Curarara, curarara. Da, Tată, da, Tată, Tată, primim, Tată, primim, primim, primim,
Primim din magazinele tale sfinte, primim! Binecuvântarea a făcut ca acel funeral care era pe cale să se întâmple, s-a transformat într-o petrecere și întâlnire de familie. Dumnezeu transformă lucrurile radical când binecuvântarea e în viața ta, când nu trăiești prin sabia ta. Dumnezeu își pune mâna peste arcul tău și arcul tău va rămâne tare, va fi uns cu un de lemn. Dumnezeu toarnă binecuvântare, lărgește containere, văd că lărgește containere. Lărgește capacitatea noastră de a primi, lărgește, Tată, mai mult. Simt un foșnet și o alertă a lui Dumnezeu peste sfinții lui pe care vrea să-i binecuvânteze, să-și pună fața lui. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să-și pună fața lui peste tine, să-și înalțe fața lui peste tine, Domnul să-și pună numele lui peste tine. Nu ți-o poate fura nimeni. Numai neascultarea sau răzvrătirea ta sau frica ta și sclavia lăuntrică. Nici închisoarea nu ți-o poate fura binecuvântarea și favoarea. Numele lui peste tine nu-l poate schimba nimeni. Ai fost creat să fii fiul de împărat. Vrea să ne ridicăm în picioare un pic. Aleluia! Vrem să slujim celor care vor o atingere de la Dumnezeu. Cei care simt că Dumnezeu vrea să rupă sclavia, să înlocuiască lucrurile în viața ta. Dacă vrei să le înlocuiască Dumnezeu, cred în punerea mâinilor, cred în transfer de autoritate, cred în eliberare, cred în vindecare interioară. Dacă te simți slab, fragmentat, la fel, îți spun să vii. Dacă n-ai încredere în nimeni, dacă simți că zidurile ale izolării ți-or închis inima, Iosif o trebuie să ierte, o pus numele Manase, iertare, uitare, înainte să ajungă în rodire, înainte să ajungem în rodire, trebuie să dezlegăm, trebuie să iertăm, trebuie să uităm totul. E un drum nou, dar cred că Dumnezeu rupe astăzi ceva de peste fii și fiicele Lui. Pune mantaua de fiu și fiică, rupe sclavia, rupe frica, rupe îndoiala, rupe amestecul, ambițiile noastre care de multe ori vin și sunt izvorâte nu din motivație greșită, ci din frică. Dumnezeu te aduce în acea siguranță de fiu. Tată, mă rog să vii tu cu fierea ta. Să vii tu cu fierea ta, o Doamne. Curararara. Doamne, Tu ești Tatăl nostru. Noi suntem lutul care ne-a întocmit. Suntem cu toți lucrarea mâinilor tale. Suntem fii și fiice, fii și fiice, micuți și drăgălași. El nu vede nicio vină în Iacov, nu găsește nicio nelegiuire în Israel. Dumnezeu te privește ca pe un fiu scump, ca pe o fiică iubită. Dumnezeu te primește acasă să-ți dea o haină nouă, să-ți pun un inel de aur curat pe deget, să dea un ospăț în cinstea ta. Curarara. Tată, rup duhul de orfan și de sclavie. Rup, Tată, duhul de control. Rup, Tată Sfânt, orice vrăjitorie. Îi poruncesc să cadă jos, care a oprit binecuvântări de peste fii și fiice. Blestemul se rupe. Se rupe. Se rupe. Se rupe. Și fierea vine. Vine. Frica se rupe. Îndoiala se rupe. Respingerea se rupe. Respingerea se rupe. Se rupe. Se rupe. Numele lui Iisus cade jos. Lipsa de acceptare se rupe. Și Duhul Tău vine, fiindcă Tu aduci rodire peste generația asta și peste țara noastră. Aduci robie, ne frângi, Tată, ca să ne faci Tu, să ne faci Tu noi noiți, să ne înnoiești Tu, Doamne, după tiparul Tău, ne spargi, multe vase le văd că Dumnezeu le sparge, le sfărâmă, că nu pot ține gloria Lui în felul în care sunt. Curararara.
Vreau să zic, Dumnezeu nu e împotriva ta, nu a fost nicio clipă și nu o să fie niciodată nicio clipă. Singurul care pui prăpastie între tine și El ești tu. Dumnezeu te primește, te așteaptă, nu trebuie să-i spui povestea întreagă, nici fiul risipitor nu ajuns să o spună. Trebuie doar să vii acasă, să vii acasă, să vii acasă, să vii acasă. Tată, venim acasă. Lasă truda deoparte. Lasă lucrarea ta în mâna Lui. Lasă ambițiile tale de măreție în mâna Lui. El îți face un nume mare. El ți-l face. Urarara. Venim acasă, Tată, venim acasă. Venim acasă, Tată, venim lângă inima ta. Urarara. 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 Vrea cei care vor rugăciune, poate zici, eu sufăr de respingere. Dumnezeu te vindecă astăzi. Am multă condamnare care vine de la diavolul, văd degetul între ochii mei. Nu mă simt curat, nu mă simt pur, nu mă simt... Dumnezeu vrea să te curățe, vrea să-ți dea o haină nouă. Dar și dacă simți că vrei binecuvântările și plinătatea lui Dumnezeu, te încurajez să vii. Sunt pentru tine. Dumnezeu își pune mantaua de fiu și fiică peste tine. Astăzi, acum, Dumnezeu schimbă numele astăzi. Aleluia! Aleluia! Muzica o să meargă un pic mai încet. Poți, Alexandra, și cu vocea, cum simți tu. Dar am vrea să rostim o rugăciune de acoperire și binecuvântare peste voi. Am vrea să acoperim locurile slabe, locurile goale. Le acoperim, Tată. Tată, aici sunt sfinții tăi, sunt vulturii care vor zbura la înălțime. Sunt fii și fiicele tale care vor fi părinți pentru mulți, pentru mulți, pentru mulți, pentru mulți. Acoperim, Tată, acoperim, acoperim, acoperim cu favoare divină, acoperim cu inima ta părintească, acoperim cu binecuvântările tale. Amin. Curararara. E simplu, ungerea e aici, vrem să acoperim astăzi. Curararara. Curararara. Vinul nou. Thank you.
Vreau să vă spun un lucru, să nu vă grăbiți. Duhul Sfânt lucrează în tăcere și gentil. Lucrează gentil, o să stau aici până la ultimul om. Nu se grăbește nimeni, stăm până la ultimul om. Nu ne grăbim, sunt lucruri adânci care nu se întâmplă întreagă, ci în grabă. Se întâmplă în locul tainic. Curararara. Este bine să stăm în prezența lui Dumnezeu. Credem că prezența lui Dumnezeu este aici și Dumnezeu vrea să lucreze. Și oamenii care sunt în față sunt o mărturie a faptului că Dumnezeu lucrează și că Dumnezeu atinge și Dumnezeu vrea să schimbe în acest loc. În același timp, dacă trebuie să plecăm, să știu eu, vreau să doar să vă readuc aminte, de seară o să ne întâlnim în continuare de la ora 6. O să continuăm, credem că după restaurare Dumnezeu trimite umplerea Lui. Și credem că seara asta va fi o seară de umplere spirituală pentru noi. De aceea, de seară o să continuăm. Echipa de închinare a Bisericii Agape o să conducă închinarea, după care fratele Aurelian va avea un mesaj din partea lui Dumnezeu și apoi cristocentii vor încheia. Și mâine din nou ne întâlnim de la 9:30. O să fie seminare de la 2 și după aceea seara ne întâlnim de la ora 9. De la ora 9. Seara ne întâlnim de la ora 9. Azi să continuăm să ne rugăm înainte Domnului, să continuăm să cerem favor, favor și binecuvântare din partea Lui. În locul în care ești, cere Domnului să te binecuvinteze. Iacov s-a rugat o noapte întreagă să fie binecuvântat de Domnul. Și a fost binecuvântat de Domnul. Continuă să te rogi, nu lăsa așa ca lucrurile să treacă pe lângă tine. Nu fi indiferent cum a fost Esau legat de moștenirea lui. Și continuă să stai înaintea Domnului, să te rogi, să mijlocești, să strigi înaintea Lui. Strigi înaintea Lui. Este o binecuvântare pe care o aduce Domnul, pe care o dă Domnul. Se chema, os parentes espirituais.